Parfumul este un accesoriu nelipsit în viața de zi cu zi a fiecăruia. Este foarte important să țineți cont de faptul că parfumul interacționează atât cu pielea, cât și cu personalitatea dumneavoastră. Cea mai bună metodă de a găsi un parfum potrivit este să testați personal dacă acesta completează mirosul natural al corpului pe parcursul unei zile. De regulă, un parfum cu un preț ridicat de achiziție are o calitate foarte bună. Ce fel de parfum preferi și de ce? La Vie Belle, cred, pentru că e mai dulce, așa. Na. Ești dispusă să dai pe un parfum? Păi sunt dispusă să dau niște bani, deoarece îmi place, nu știu, îmi plac lucrurile de calitate. Între, nu știu, nu mai mult de 600, cred. Și în funcție de ce îți alegi tu parfum? În funcție de gustul personal. Dulci, în general. De ce? Nu știu exact. Cu așa să rezonez. Cât ești dispusă să dai cel mai mult pe un parfum? Sau cât ai dat până acum? Cred că 500 de lei. Acestea de brand în general sunt mai scumpe. Deși sunt foarte multe care copiază cele mari și le găsești la prețuri mai reduse, fiind același parfum, practic. Ce fel de parfum preferi și de ce? Nu știu, Versace de Lamblu, pentru care miros mai dulce. Cât ai fost cel mai mult dispus până acum să dai pe un parfum? În jur de 100 de euro, maxim. Din punct de vedere al concentrației, pe primul loc se află esența, urmată de parfum și apa de toaletă.